Am lăsat câinii la pensiune pentru că ne pregătim să plecăm câteva zile în vacanță și noi putem lua cu noi. Iar acum mergem spre casă. Este foarte, foarte frumos aici la pensiunea asta. Au mult spațiu verde. Cei care dețin pensiunea sunt dresori de ciobănești germani. Se pice foarte bine să se ocupe de câini. Câinii noștri întotdeauna când ne ducem să-i luăm sunt îndoiți dacă să plece acasă sau să mai rămână acolo. Cumva cred că ar vrea să luăm și oamenii de aici cu noi. Și am vrut să filmez drumul ăsta pentru că este superb. Suntem la doar câteva mile de casă. Și am zis să vedeți și voi o mică porțiune de Scoția. Așa e peste tot, oriunde mergi cu mașina. Totul este verde în jur. Gardurile astea vii sunt tăiate, tunse întotdeauna. Iar copacii sunt făcuți în așa fel încât să formeze ca un tunel. Li se taie crengile periodic. Și de câte ori ai copaci pe ambele părți, treci ca printr-un tunel. Vremea nu e chiar prielnică, oamenii se străduie să planteze floricele, să-și tundă permanent gazonul. Gardurile vii întotdeauna sunt foarte îngrijite, tunse, cu diverse modele. Sătucul acesta se numește Stoney Burnord something, sau ceva de genul. Mult mai civilizat decât noi în privința asta. Deja de dorul cățeilor. Aseară chiar am avut ceva îndoieli înainte de a dormi. Ce asta? Am vrea să intre. Aproape că îmi venea să renunț la vacanță ca să nu mă despart de ei. Pentru că unde mergem, prietenii noștri au și ei câine. Și cum ai mei sunt așa de agitați și mare greutate reușesc să împrietenească cu alți câini, nu am vrut să ne petrecem vacanța păzindu-i și încercând să-i convingem că au ajuns între prieteni. Așa că vor sta bine mersi la pensiune, iar noi ne vom distra. Doar că întotdeauna când plec de aici fără ei,
care sunt ușor dată peste cap din cauza asta. Dar îmi revin. Au până și hotel în satul ăsta. Câteva biserici de mai multe tipuri, am văzut penticostal mai devreme puțin. De obicei noi venim pe un alt drum la pensiune. De data asta GPS-ul ne-a adus pe aici și m-am gândit că trebuie să vă arăt și vouă. Pentru că Scoția e foarte frumoasă, foarte curată, după cum puteți vedea. Oameni nu prea sunt pe străzi. Întotdeauna străzile sunt pustii. August. În partea e satul numit West Calder. Noi o vom lua în stânga pentru că noi locuim în Bathgate. În față. Ce sunt alea, piramidele? Nu. Nu? Câmpurile astea sunt și ele verzi, numai că patronate de fermieri. Cele mai multe sunt pline în fiecare zi de vaci, de oi. Aici avem niște oițe. Nu știu dacă se văd. Acolo sunt niște vaci. Semnul ăsta cu 50 la oră maxim a fost sau ce naiba o fi însemnând, a fost într-o perioadă acoperit de un altul cu 20 la oră. Aici e o mică căsuță de fermă care mie îmi place foarte mult. Veche, așa, nu e dărăpânată, doar că e veche. Mă fascinează de câte ori trec pe lângă ea. Mă gândesc cum mi-ar sta mie să locuiesc acolo. În față se văd dealurile din Bathgate, dar mai avem un pic până acolo. Vom intra întâi în Blackburn. În satul ăsta locuiește fiul meu. Satul, orășel, ce-o fie acolo, nu știu. Eu le numesc sate, pentru că nu vezi blocuri. Și din cauza asta, eu crescută în Ploiești, între blocuri. Ai întotdeauna. Da, bine, băiatul meu stă la bloc, la apartament, dar tot am senzația că e un sat, pentru că sunt numai case. Trei blocuri în tot. În toată zona asta.
După cum ați văzut, de la semafor nimeni n-a demarat în trombă, toată lumea merge civilizat, cu viteza regulamentară. Deși nu este așa, fiecare are particularitățile sale. Asta e Ali? Nu. Mi s-a părut că e Ali de la distanță. Dormea, săracu. Asta în stânga locuiește fiul meu. Aici este podul peste autostrada care merge de la Glasgow la Edinburgh. Știi că te-ai apropiat de Bathgate? Bathgate este tot așezat pe dealuri, strategic. Pe strada asta în stânga este fabrica unde am lucrat noi. V-am mai făcut poze de aici, bine, mai încolo puțin. Pe vremea când lucram. Bathgate, după cum veți observa, este absolut plin de giratorii. Lucru care fluidizează circulația și te silește să reduci viteza. Magazine din UK, nu știu sigur, dar așa am dat senzația. Da, am văzut, era un pescăruș cu o pungă de mâncare gurit în cioc. Parcarea asta, deși mare, este permanent plină, indiferent la ce oră vii. Și sper că v-a plăcut plimbarea, data viitoare vă duc și până acasă la noi. Pa, pa!